La asta sigur o să salte prețul. Că dacă ar fi să-l vând, să le ia altcineva în afară de primărie, cred că n-ar fi prețurile să li salte mai mari, dar dacă pentru primărie, sigur. Și e firesc? Nu. Nu este, pentru că ar fi bine să se facă ceva mai bun, mai... Nu este firesc. Este bine dacă Da, face foarte ca să bine. nu fie Să zgomot, nu gălăgie, fie adică transport să în oraș este cum merge afectat acum și la școală liniște așa e. din bloc. Vor Și profita de care moment. vor să-ți vândă Sigur că proprietatea da. cu mai mult, dacă se poate, dacă nu, o Sigur. să o vândă, sau depinde și primăria, ce măsuri Dacă are și ce bani guvernul de are. ori să fie prețurile unitare în toată țara, pentru că în toată țara sunt lucrări de astea, infrastructuri. Deci dacă făceau ei o lege unitară, putea, așa omul profită și cere Bine, cât la noi gândește el că ar fi prețurile la bine. vas E sunt mai corect? mici. Ei, nu-i Nu e corect, corect, nu-i nu. corect, dar nu Păi că s-au e tot luat în măsuri la timp. binele... Primăria Vaslui are în vedere construirea a două șosele de centură pentru traficul greu. Una va fi spre Iași, iar cealaltă spre Bacău. Ea este propusă, creionată pe șes, avem institutul de specialitate făcut, studiul de fezabilitate pentru această variantă. Aveți și terenul? A doua, nu, a doua chestiune e varianta spre Bacău și spre Negrești. Deci toate trei ieșirile și intrările în oraș sunt creionate. Edilul municipiului Vaslui se teme totuși că proprietarii de terenuri să nu încerce să viseze că se vor îmbogăți peste noapte odată cu exproprierile anunțate. Terenul, din păcate, asta e situația. Se află o parte și pe terenul municipalității, dar o parte sunt proprietari, iar la timpul respectiv vor fi despăgubiți. Unii vor încerca să profite, dar eu sper că până atunci vor fi niște limite în exproprieri, să nu pățim cum de fapt au pățit și la Iași cu aeroportul, că se solicită niște sume imense, sau cu aveți informații și dumneavoastră cu autostrăzile care au fost dirijate sau nu dirijate, trecute prin anumite proprietăți cu niște valori impresionante ale despăgubirilor, dacă o să gândim așa și nu o să realizăm nimic. Dacă o să ne dorim cu adevărat să facem niște obiective, va trebui și legislativ să despăgubim normal proprietarii, dar într-o limită a valorii pieței, într-o limită a ceea ce reprezintă acel bun pe care trebuie să faci un obiectiv public. Un drum este un obiectiv public. În toamna acestui an se vor începe studiile de fezabilitate pentru șoselele de centură, iar de anul viitor vor fi demarate lucrările.